Hai să nu ne mai gândim la viitor, guys. Haideți pur și simplu să ne uităm la Ana Maria Prodan. Uh, Ana Maria Prodan. Folosea și familia -mi... Sunt și eu și o șopârlă păroasă. Pentru cine nu știe, Ana Maria Prodan și a făcut canal de YouTube, la care vă sfătuiesc să mergeți să dați subscribe, pentru că postează acolo podcasturi cu tot felul de oameni interesanți, printre care și propria sa fică. Which I think is beautiful. I think it's absolutely beautiful. Trez pentru Ana Maria Prodan. Nu are rost să ne lungim prea mult. Haideți pur și simplu să i dăm play. era... Ok, nu, știi ce? Nu o să fac gluma asta, îmi nu numai glume proaste în cap cu al doilea război mondial. Da, sunt pozele balabaniene, uite aici când a câștigat Miss Univers. Ah, păi bineînțeles că doar cum altfel. Cum altfel? Să fie femeia de succes, dacă nu cu un brand, cu un nume de câștigător. Ok, bine, atunci am retrag, nu dați subscribe, retrag, retrag, nu dați subscribe, nu, gata, take, I take it back, nu dați subscribe, bă, nu dați subscribe, da, băi, ia mâna! Bună seara din nou din studioul Bag 52, eu sunt Ana Maria Prodan și în această seară am... Stați un pic, înainte de orice, ținuta. Un outfit uh, cinstit, corect, vreți să vă mint? Un outfit cinstit corect, un pic uh, Y2K revival așa, îmi dă vibe așa de Cristina Aguilera în perioada Dirty, da, gen când era la interviu la Charlie Rose sau ceva gen ăsta. Un pic pe stil cowboy. o avem același ceas. E același? Sunt și eu. Hai că am și eu succes. Am și eu succes așa, cât de cât. Ți-ai dat-o viața. <laughs> Toată lumea îngeară. Te pot asigura că nu aveți același ceas. <laughs> Lasă-mă să visez! Lasă-mă să visez! Ea, Prodan, și în această seară am o surpriză mare pentru dumneavoastră. O chestie unică, zic eu, o chestie de suflet pentru mine și mm. îmi doresc să fie și pentru dumneavoastră. Da. Eu sunt cea mai fericită mamă de pe pământ. Și spun asta pentru faptul că cele mai mari realizări ale vieții mele sunt copiii mei. Da. Și pentru că sunt atât de fericită, în această seară am avut onoarea ca fica mea, Sara Dumitrescu Prodan, să-mi fie alături. Bună seara, domnișoara Sara! Bună seara! Bună, mama. În această seară, în schimb, nu o să fiu nici mama, o să fiu Ana Maria Prodan, cea care te descoase și vrea să știe foarte multe lucruri și mi-aș dori să fii sinceră și să-ți deschizi inima, pentru că uh -huh. mama nu este aici, da? Mama nu te aude, mama doar o să te vadă la televizor și o să plângă atunci când vede acest podcast. Ok. <laughs> De unde pasiunea Sarei pentru basket? Am să te întreb așa și încet, încet o să revenim când tu o să-mi povestești din copilărie. De unde a venit? Mă întreb, de unde a venit pasiunea? A pasiunea pentru basket? În condițiile în care, eu știu, pasiunea mamei tale pentru fotbal a fost una beyond the imagination, iar tatăl, într-adevăr, unul dintre cei mai buni care niciodată n-a tras de tine a, să joci basket. Cred că nu... A, 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 n-a tras, tras niciodată de ea să, să facă... Băi, nu vreau... Știi care e chestia? Deci, în primul rând, vorbim despre o mamă și fica ei, nu pentru că, whatever, sunt eu un om rău, ci în primul rând pentru că femeia asta ea a postat acest podcast, este alegerea ei, acum, na, cumva îți asum, nu-i așa? Ori de câte ori postez ceva pe internet, îți asum că lumea o să vadă, că altfel nu mai postez, nu-i așa? Deci, na, mă rog, eu am mai făcut videouri cu Ana Maria Prodan, adică nu e așa o chestie la care nu s-ar fi așteptat nimeni, nu e ceva ce n-ai fi văzut venind. Eu ce aș vrea să fie cumva prezent în noastre, nu este neapărat un hate gratuit sau o dorință așa de a face mișto de Ana Maria Prodan care este pur și simplu gratuită. Eu cred că este foarte amuzant Tocmai prin prisma faptului că este atât de dureros, e atât de dureros încât nu poate fi decât amuzant faptul că această femeie cu soțul, fostul soț basketbalist din cu care are o fică, da? pe care a băgat-o în mod evident, adică acum cu tot respectul, cu tot respectul, în mod evident această familie puternică și bogată și cu intrări a folosit bogăția, puterea și intrările sale ca să-și bage fica în... Da? Dar nu asta e enervant, e enervant că ce faci podcast cu ea ca și când ea este self-made, această fetiță. Ea pur și simplu este o fetiță simplă care a făcut pe dracu patru și iată că a ajuns această mare, mare basketbalistă. Nu asta este realitatea. Cu tot respectul, da, e precum Caius. Literalmente e precum Caius. Dacă e un serviciu public pe care pot să-l fac prin astfel de materiale, este acela că pot să degrevez un pic conștiințele voastre încărcate de această lume bolnavă care vă trage și pune presiune constant pe voi să performați. Într-adevăr, această lume pune presiune pe voi să performați, dar în același timp vreau să vă amintesc că majoritatea oamenilor care performează, inclusiv Ana Maria Prodan, atenție, toți au crescut cumva pe o bogăție deja existentă, pe o avuție prestabilită din familie. Tu care muncești la corporație, faptul că îți plătești chiria și facturile este deja amazing and you are amazing și nu lăsa oameni ca Ana Maria Prodan să-ți rănească în orice fel stima de sine. Pentru că tu chiar ai pornit de jos. Nu știu cu cine vorbesc acum, vorbesc așa ipotetic. Mulți dintre noi chiar am pornit de jos, bă, frate. Mulți dintre noi chiar am pornit de jos. Nu așa. Chiar cu adevărat de jos. Și pentru asta cred că merităm să ne, să ne batem singuri pe spate. Măcar noi, dacă nu alții. Nu e neapărat ba pasiunea basketului. Cred că a fost mai întâi pasiunea sportului. Pentru că, știi, la școală nu prea Mă integram în liberal arts, să zic așa, ca mm. sora mea Rebecca. Cred că a fost mai mult pasiunea de sport, per total. Auleu, asta e uh, fata de care a făcut mișto tot, tot internetul, nu? Că gen era urâtă. Absolut oribil acel moment, cu tot respect. Urăsc oamenii bogați, urăsc parvenitismul, urăsc, 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 urăsc toate aceste lucruri și n-am neapărat gânduri bune pentru astfel de oameni, dar nici așa. Nici așa nu vă supărați, nici ce a fost acolo. Ăla a fost un moment de freț, de dinainte de frez. A fost literalmente un moment de threads Fotbal, not, tenis, ce mai făceam la școală Atletism um, Și cred că when it, all, when it all came down to it Să alegem unul pentru că Din câte mi-aduc aminte Îmi spuneai că eram hiperactivă acasă da. Și trebuia să-mi găsesc o ocupație, Cred că o să asta! Doamne zici că e ceva actriță De la Hollywood de pe vremuri Prendu personal Ana Maria Prodan <laughs> Vorbește gen AF, da, da, e parte din uh, personalitatea aici, ce acum. Ea e din acea generație. Încercam să găsim un sport atunci și we narrowed it down așa cu atletism, înot și fotbal, cu basket uh -huh. și... We narrowed it down la ce știe mama și ce știe tata. <laughs> cum, treu au trecut anii și cred că am ales basketul și cam așa a fost... Uh -huh. cum am intrat eu în lumea basketului și după right. am aflat eu că tata a jucat basket mult după ce m-am apucat eu Într-adevăr așa a fost pentru că niciodată n-am vrut să ne canalizăm copiii spre sporturi sau nu i-am obligat să facă lucruri care n ar fi făcut nouă plăcere cu toate că știam că fostului meu soț, Tiberiu Dumitrescu i-ar fi plăcut la nebunie ca fata lui să-i să calce pe urme pentru mine a fost o bucurie pentru că ea de mic a fost mare, înaltă fuerte... construit construită, atletic. Different față de alți copii. Different, da, different față de alți da, copii. Da, da. Uh, și am înțeles foarte repede că într-adevăr basketul este ceea ce îi uh. se potrivește, sau volei, mă gândeam la, la vremea respectivă. Și tat am văzut așa în mimica și am citit în sufletul lui Tibi, sufletul tatălui, lui, ei, tatălui ei, cât de mult și-ar fi dorit să o antreneze, să stea lângă ea și să o vadă în sală și fără ca ea să știe și -am să-i spun foarte multe lucruri acum, fără ca ea să știe într-adevăr tatăl ei lăcrima la fiecare antrenament și uh, era o emoție așa incredibilă pentru un bărbat de 2 metri, cât avea fostul meu, s -o și are, uh, să-l vezi lăcrimând când își vede fata pe teren. Mm. Cât de tare ai resimțit, Sara, în toți acești ani, greutatea numelui pe care îl porți? A fost mult mai greu când eram copil, cred când ești un copil sunt multe răutăți, mulți copii răi, cred că partea, mea, de fapt mi-aduc aminte când eram mai mică și de-abia începusem cu sportul, era puțin mai greu, dar nu neapărat în sport, și la școală, mai țin minte, veneam acasă și mai plângeam toată că copiii erau răi, dar um, cu cât am crescut, cred că a devenit din ce în ce mai ușor, bine, la mine puțin mai greu, dar um, cum am văzut-o eu, a fost ca un, pe un challenge, adică să pot să fac și eu chestiile pe care le-ai făcut tu, poate și mai multe. Vă doresc din tot sufletul meu, asta e cea mai bună urare de bine pe care vă pot da. Vă doresc ca cea mai mare problemă în viața voastră să fie cum duceți mai departe greutatea numelui pe care l aveți. Asta vreau și eu, să fie problema mea în 2050, să-i zic Tilică, cum e vere să forți pe umeri greutatea numelui Zlăvog. Asta e tot ce-mi doresc, asta să fie problema. Așa că acum, la vârsta pe care o am, nu cred că mai e un... Nu știu, dăm cuvânt. Poți să vorbești în engleză și am să spun de ce, pentru că Sara s-a născut în America, a. A, a făcut grădiniță și școală în America, a, a venit pentru... O, o gata șefa, mă scuzați pe mine, că urma să zic. Acum ziceam, gata, am cer mii de scuze. A, s-a născut în America. A, ok. O perioadă scurtă de timp în România, da. în care, într-adevăr, limba română se vorbea în casă uh, numai cu mamii uh, și bunii. Apa. Apa, strawberry. Apa, strawberry, da, câteva cu... Apa, strawberry, ce asta? Unul român altul în engleză. Nu știu care e sensul la chestia asta. Eu m-am dorit tare mult ca în toți copiii mei să vorbească limba română, în schimb, trăind... Și plecând de foarte, foarte mică uh, în străinătate, uh, n-a mai vorbit limba română decât foarte rar când veneam în România și aia numai în casă cu bunica. Uh, o să subtitrez acest podcast ca să ne înțeleagă absolut toată Aha. lumea. Uh, uh, și okay. dacă îți vine ușor. Vă zic eu, băi, proștilor care nici nu știți engleză. Păi, fata asta e a mare, a trăit în America. Păi a trăit în America, apa, strawberry, ale, alea. alea. Să vorbe... Dacă nu știți, sunteți așa proști, vă pun subtitrare. Proștilor care sunteți voi proști. Că, absolut... Vai morții voștri. O să subtitrez acest podcast ca să ne înțeleagă da. absolut toată lumea. Da. Și dacă îți vine ușor, poți să vorbești în limba engleză pentru că am mai avut oameni aici care au vorbit în italiană. Nu ne-a pus subtitrări. Bui. Nici nu mi-a pus subitre, ne dați seama. Mulțumesc și să mă scuzați. Sunt foarte patriotă pentru țara mea, doar că am de învățat. Tu vorbești foarte bine. Zara vorbește limba română, ok, câteva greșeli gramaticale, pentru că este limbă străină pentru ea, da. Doamne, mă simt, știi când mergeai în vizită la niște oameni pe care nu-i cunoșteai încă, mergi, te, te lua măta în vizită la niște parteneri de afaceri și te prezenta. Nu că e o fată foarte deșteaptă, nu că e un băiat, el mai vorbește așa engleză, dar este pentru că a trăit în America trebuia să stai acolo, să nu zici nimic. Dar uh, și uh, așa, mi-am promis, mi promis eu mie că și nepoții vor vorbi limba română uh, mai bine decât țara. Eu am să mă ocup. <laughs> Eu am să-i țin lângă mine, pentru că, într-adevăr, copiii mei au fost plecați de foarte, foarte mici. Mm -hmm. Sara! Cum a fost? Uh, am, să te, am să revenim la greutatea numelui, uh, dar vreau să te întreb în momentul în care a trebuit să pleci de acasă foarte mică, la 14 ani. Îmi aduc aminte că ai plâns, îți doreai cumva, nu? Să pleci, pe de altă parte, fiind o fire foarte sensibilă, uh, plângeai că ce o să te faci tu fără noi. Zine, iubești mult, nu-i așa? Fetița mami! Zi cum plângeai tu când uh, să tei fără noi, când tot noi te-am trimis să-ți faci o carieră în altă țară. Cum te-ai hotărât și ce -a, ce a fost în sufletul tău atunci. Păi nu eu am hotărât să plec. Da. Păi <laughs> nu, nici măcar n-am hotărât eu să plec, mamicuța dragă. Dar ziti, a fost greu, nu? În situația în care v-am pus. Zi, apă, strawberry. Bine, cum s-a întâmplat, a fost puțin dificil pentru mine, pentru că pe atunci am fost la o școală în România, mulți ani, cât timp am fost aici. Nu, mulți, ani, ai fost trei ani, ultima dată în România. Ultima dată, dar eram la o școală aici și m-am întregat foarte bine la școala la care eram. Hmm. Și după am ales să mergem, să ne mutăm toți la școala americană. Și după ultimul an la școala americană mi-a mi zis tu cu tata. că trebuie să plec și trebuie să mă mut în America. Că... Dar care e faza cu, cu toți bogații ăștia români care își trimit copiii să joace basket în America? E o fază? E like something? E ceva de oameni bogați? Și noi nu știm că suntem ultimii sărmani? E ceva că și Caius nu tot basket juca sau juca altceva. Parcă basket juca domnul Caius. Cred că e ceva de asta de român, că la noi a fost numai fotbal, știi, și atunci fotbal cumva se simte așa de săraci. Că fotbal joacă oricine în fața blocului. NBA, Michael Jordan, ale ale. Ai înțeles? E altceva. Ce, nu neapărat ce să câștig în România, doar că. Trebuia să mergi la un nivel mai mare să joci basket. Da. Și fix când s-a terminat anul școlar de la școala americană, uh -huh. am plecat în America, într-un camp. m am trimis acolo trei săptămâni, la IMG Academy. Da. Mi-a plăcut foarte mult. Oh, dar... mulțumim IMG Academy. Oho! da. Ce IMG Academy? Uh, this is IMG Academy. IMG uh -huh. Academy Tuition. Uh, basketball. Nu știam ce e IMG Academy. Aha. Uh -huh. Based on the comprehensive nature of our programming and resources available to student athletes. 2023-2024, full year basketball tuition ranges from 67.000 la 89.000. Și noi stăm ca proștii să ne facem prima casă cu ei. A trimis-o, da. Cei drept a fost doar 3 săptămâni. Cei drept. Cei drept sunt și eu cărcotaș că adică, era un camp, știam că mă întorc acasă da. um, și când m-am întors am primit prima mea convocare la lotul național, am fost la lot și după lot mi a spus că să-mi fac bagajele, că trebuie să plec um, și a fost greu, nu știu, n-am nu, avut timp să procesez, a fost foarte în scurt, o depozi pe alta, făți bagajele și pleacă știi și tu, sunt foarte emotional și așa și îmi place să fiu acasă și cât, cât timp am fost plecată, mereu când aveam vacanță Rebecca pleca în altă vacanță, eu mă întorceam acasă să văd pe mama pe tata, pe bebe, pe toți așa că da, a fost foarte greu dar nu există o zi în care să mă uit în trecut, și să nu-ți mulțumesc că m-ați trimis, trimis acolo pentru că, dacă nu, ai, că să am cele mai frumoase amintiri din liceu și din anime în America. Deci, Sara a plecat uh, la MG Academy uh, uh -huh. pentru faptul că noi am văzut potențial în ea și tatăl ei a spus ea asta trebuie să facă și trebuie să oferim cele mai uh, uh, bune condiții. Uh, prima opțiune. Într-adevăr, cea mai costisitoare uh, era da. MG Academy și este A. și în ziua de astăzi, una uh, dintre cele mai scumpe um, academii din lume. Dar merită pentru copilașul nostru. Merită pentru copilașul nostru, Doamne Dumnezeule mare. Doamne, nu, deci nu, e, mi se pare absolut dezgustător, cu tot respectul. Cu tot respectul, este absolut dezgustător. Că asta e chestia. Într-un fel, da, bineînțeles, vrei ce e mai bun pentru copilul tău. Dar până în ce punct mă mâncați și cu tot respect? Până în ce punct? Că și eu aș vrea tot ce e mai bun pentru copilul meu. Dar dacă eu dau pentru copilul meu niște zeci de mii de euro ca să aibă o educație în timp ce altul se duce la stat și trăiește în cămin și mănâncă coș de pâine, nu știu, cred că, cred că ar trebui să te simți oleacă prost, nu știu, tot respect. Unde eu am fost într-adevăr și tatăl ei... Cum... Cred că este chiar cea mai scumpă din lume. Este cea mai scumpă, așa, este cea mai scumpă din în lume, numai că merită toți banii și într adevăr când am fost să o văd pe Sara, am rămas uimită de Dar vrei să le spui când de ce n-ai face asta dacă ai bani? Da, asta încerc să și eu să zic. Da, absolut. Dacă ai bani, na, ce mea. Dacă ai, ce să faci? Să nu-i cheltui? Copilul tău, la urmă, ormi. 100%. Ce zic eu este că avem nevoie de taxare progresivă. Avem nevoie de taxare progresivă. Ne trebuie, în mea, să uh, mergem în fiecare zi, să semnăm petiții și să urlăm în fața guvernului pentru taxare progresivă. Asta cred. Cred că în momentul în care ai făcut mai, mai bine de, nu știu, cât ar fi în România un threshold. Adică mi se pare rezonabil, mă, mâncați aș. Mi se pare absolut rezonabil. Ai făcut 10 milioane de euro, orice faci peste 10 milioane de euro, te se impozitează 99%. Măi, nene, ți ajunge 10 milioane de euro, mă, mâncați aș sufletul tău. Lasă mai aibă și alții, dă la dreacu, dă viață. E, bineînțeles că acum o să vin în comentarii și în chat tot felul de economiști. Domnule, dar stai că nu e așa, că Da, nu vere. Ok, eu poate un pic reducționist când zic așa taxare progresivă în mare. Bineînțeles că nu nicio economist să zic exact cum ar putea funcționa. Dar haideți vă vă rog frumos să nu ne comportăm ca și când nu ar exista feluri de a amenda legislația asta fiscală în așa fel încât să asiguri o egalitate da, mai, mai umană o egalitate din care să mai trăim și noi, mă mâncați ar sufletul tău. Bă, nene, orice om care muncește 8 ore pe zi ar trebui măcar să trăiască liniștit, adică măcar să-și vadă de viața lui, să aibă ce să pună pe masă, să nu stea cu morcov un curc, îl dă proprietarul afară din chirie luna viitoare. Chestii de genul ăsta. Orice om care muncește 8 ore pe zi ar trebui să poată să crească un copil și să-i ofere tot ce are nevoie în așa fel încât acel copil la rândul lui să se poată dezvolta într-un adult și să se dezvolte armonios. Vrei să le spui când ai venit? Da, am venit foarte târziu să văd pe Sara. De ce? Din multe motive pe care o mm. să îi le spun astăzi. Una pentru că ea seamănă foarte mult cu mine și ea cumva este copie 1 la 1 Ana Maria Prodan dintre toți copiii Știam că suferă foarte tare, știam că vrea să se întoarcă lângă noi, îmi doream foarte, foarte mult să scape de sub presiunea uh, numelui familiei, uh, știam cât de mult muncește să fie, pentru că are cum... Am vrut să-i ofer, da beneficiile familiei și să minimizez da dezavantajele, maxim avantaje, deci o trimitem la IMG, whatever, maxim avantaje, minim dezavantaje, să nu zică lumea că e fata lui Prodan și de-aia de -aia a ajuns unde e, ai înțeles? Cumva trecutul meu, pas cu pas și uh, drumul meu, pas cu pas, și știam că își dorește să facă ceva pe, pentru ea și pe numele lui și pe numele ei. Niciodată nu și-a dorit să fie fata Ana Mariei Prodan. Și aici aș vrea să să mi povestești tu. Ce ai simțit exact și în școală și în școala americană? Cum te priveau copiii că cerai fata Ana Mariei Prodan? Aveam și reality show șapte sezoane unde practic erai în ochii tuturor românilor. Doamne, am uitat de reality show. Am uitat de reality show. Măi, fetița asta, măi, acest copil, mă rog, nu mai e neapărat un copil acum, dar este, scuze, cu tot respectul, este o victimă. Măi, nene, nici măcar nu iese nimic bun din toți banii ăștia. Nici măcar nu iese nimic bun. Oamenii bogați la rândul lor sunt chinuiți, dar de, cu totul și cu totul alte probleme. Nici măcar nu iese nimic bun din căcatul ăsta în care cineva are sute de milioane și altul gen muncește 8, zi, 8, ore pe zi, 5 zile pe săptămână, toată viața și nu își poate plăti chiria. Nici măcar nu este ceva bun din asta. Fetița fetița asta trebuie să crească în pula mea la un reality show. N-a putut să aibă o copilărie normală cu niște copii, pri, prieteni din școală, whatever, prietenii legate pe termen lung din școală. Nu, du-te acolo, vino, stai să te filmăm, hai, fă, au leu, zic că ești prodanca, dar nu zic că ești prodanca, fă, joacă basket, nu știu ce, tot căcatul ăsta. Pentru ce mă mâncați aș sufletul tău, trăiți ar familia ta? Este ceva mai trist, există o risipă mai mare de umanitate decât lumea asta în care trăim, în care bogați au bogați doar ca să aibă galoși din ăștia și să-și copii? copiii în timp ce toți ceilalți tot așa se chinuie, dar cumva dă foame? Răutate, invidie, ai simțit? Bine, răutate și invidie mereu o să fie în orice faci. Cred că pentru mine personal nu știu de Rebecca și de Bebe și restul, doar că mie personal nu neapărat că nu mi-a plăcut, doar că de când m-am apucat de basket știam ce vreau să fac și unde vreau să ajung. Și numele tău oarecum nu că a fost un hop care trebuia să-l trec, era mereu acolo, în spate, la care trebuia să mă gândesc mereu și în fața camerelor la școală în România, cred că mereu lumea nu mă vedea Sara, jucătoare de, -a, jucătoarea de basket care e bună la ce face, mereu mă vedeau ca fata lui Ana Maria Prodan și nimic altceva. Și cred că asta mi-a fost greu, dar a... acum nu mai este greu. Ai reușit și... A, acum nu mai este greu. Acum gata, a trecut. Într-adevăr să-ți faci un nume și cred că ăsta a fost și motivul pentru care am venit într-adevăr târziu la Academie, să văd. Am venit în ziua în care ai semnat la MG Academy și... Nu, ai venit în ziua în care am semnat la My Letter of Intent da? mm. la facultate, la facultate. Um, și ai venit când mi-am luat diploma. Și când ți-ai luat diploma? Ca a. să știți, mama mea nu a venit la niciun meci. Oule! O, asta e momentul ăla, știi, când, când ești la cina în familie și gen, îți, dă măta, îți dă măta în Tibi, îți dă cu toc în Tibi, mata să tași dracu' de în gură. Basket, niciodată. Adică le avem numărate meciurile la care am venit. Da. <laughs> adică, totuși, sunt câteva, fica mea. Adică, totuși. Zic că sunt câteva, totuși. Că nu te-am adus aici să mă faci de râs. A fost la pe echipa meu, națională. Da, la primul meu lor național la 14 ani. Da. Ai fost la când ai semnat prima dată când da. ai zis leader, da? La... Care n-a fost meci, când gen semnat, dar n-a fost un meci. La IMG Academy. Da, așa ai da. venit la... Zi că te-am băgat la IMG Academy, zi așa. Graduation. La graduation, da. La graduation, și la graduation. Da. primul match. Și nu, am fost când de ai ales facultatea. Pe la și, da, nu, da, da, am fost și când ai mers în prima zi la facultate în America. Da. Și la primul tău match, match uh, oficial în, 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 în NCA mai n-a lăsat-o pe masă să dreagă cu un pic. Și a mai fost la... Da, nu, ăla a fost atunci, cu letă revident. Zic eu că astea zbornele bornele uh, carierei și mi-am dorit atât de mult să fie bună. Nu știu dacă am făcut bine sau n-am făcut bine. Am pus foarte multă presiune. Am pus? Da, foarte multă. Bine. Nu cred că puteam să mă concentrez cu tine acolo. Și asta este o mare problemă, pentru că, într-adevăr, și la meciurile celui mic sunt și ele numărate la fel ca ale Sarei și în momentele importante ale rebecăi la fel, tot numărate uh -huh. și bornele carierelor copiilor mei. De ce? Pentru că eu știu când venea mama mea la mine, atunci toată atenția era captată de mama mea și eu aveam și foarte multe emoții să nu cumva să fac ceva, să -mi... o fac de râs. Nu ca altele! Eu mă gândeam cum să nu o fac de râs pe mămicuța mea. Nu ca altele! Suficient de concentrat. Ai simțit la fel? Da. <laughs> nu neapărat să nu fac ceva, să nu te fac mândră, cred că mai mult trebuia să fiu atentă la ce se întâmpla pe teren și nu puteam că erai tu și lumea se uita la tine și lumea era concentrată pe ce faci tu, nu ce făceam eu, dar, um, nu, bine, ultimele dat când ai venit a fost mai ok. Foarte awkward acest momențel. 100 ești fericită că ești fata Ana Mariei Prodan și a lui Tibi Dumitrescu uh, față de uh, fata nimănui Sara Dumitrescu. Fiind fata ta... Puteai să fii fata nimănui! Măi, înțepăturile astea! Asta și le făcea ea cu Mitică Dragomir și cu Dan Alexa. Asta și le făcea ea cu ea. Îi face și Lufisa. Măi, apa stroberii, vezi că puteai să fii animă, nu erai acum la, la facultatea de educație fizică și sport din cadrul Universității București. Mâncai coș de pâine și îți aveai, făceai bășiși la handbal. Să știi că este un avantaj foarte mare, care vine cu câteva mici defecte, dar... Ca, defecte cum ar fi? Tu! <laughs> <laughs> Oh my God! <laughs> Doamne, minunat! Doamne, superb! Sara, dacă ești în pericol, clipește de trei ori, iubirea mea! Dacă ești în pericol, clipește de trei ori, venim să te scoatem de acolo! Doamne, Dumnezeule mare! <laughs> dar presiunea mea și dorințele mele de a fi perfectă? Da, 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 da. dar um, pot spune că sunt mult mai multe beneficiile a fata ta. Care sunt beneficiile? Hai, zi și cu beneficiile, tu în gură născarea, mă să tu să-ți fie de copil. E țear născarea mătii să-ți fie. E prea multe de zis aici și <lip> sunt private. Sunt private, ai f*** toți Oprim noi camera, tu grija, mă. -tii. Vă rog eu frumos să vedeți gestul. Cred că sunt mult mai multe beneficiile, a viva ta. ta. Care sunt beneficiile? E, prea multe de zis aici și <lip> sunt private. Ia uzi răia dracu de copil Cât s am băgat bani în cur Ca să mergi la AMG Academy Ai avut vreodată vreo dorință Pe care nu ți-ai putut o îndeplini? E ceva ce n-a făcut mămicuța ta pentru tine? Era <laughs> dracu Era <laughs> dracu să fii de copil nerecunoscător Am mai închis <laughs> um, Deocamdată nu Cred că doar să fii tu fericită Bine, cred că toți copiii tăi Cred că mi-am îndeplinit tot ce vreau până acum, mai am multe de făcut, dar deocamdată zic eu că te-am făcut destul de mândră. N-a existat nimic. <laughs> Doamne, sunt convins că și CIA ul un Irak când îi lua pe să i întrebe unde sunt armele de distrugere, tot așa, tot tactici de astea aveau. <laughs> Să-și dorească și Asta a fost visul meu. Da. Uh, și întotdeauna, când mama a închis ochii, mama mea, am zis, orice s-ar întâmpla pe pământul ăsta, mm -hmm. uh, copiii mei trebuie să aibă măcar o unime din ceea ce mi-a oferit mie mama mea. O, o unime? Unul din unu, e unu. Unul din unul e unu. Probabil vreau să zic gen o, o optime, ceva. Ok. Și. Uh, am reușit lucrul ăsta, de asta am și întrebat și de-aia îmi doresc foarte tare să fii sinceră. Și aș vrea să te întreb, care erau greșelile mamei Ana Maria Prodan? Greșeli sunt mulți pus, nu cred că se numesc greșeli. Ah, ok, scuze. M-au luat valul, scuze. Cream că urma să zic că greșeli sunt multe. Tu ai fost și ești încă ca... Bine, acum ești mai mellow așa, te-ai puțin. Te-ai înmui... Ești așa chill. Iată, dar... Nu știu, ai fost o mamă în stilul lui bunica Ionela. Dură. Da, foarte. Uh, și rece, uh, foarte. not really hands-on ca o mamă. Știți mamele alea care. bine, no-hate sau așa, doar că mamele acelea care stau. Te la cap. Au non-stop cu mâinile pe copii și da. știu tot ce fac la orice oră, unde se duc. Tu nu ai fost așa cu noi, ne ai acordat foarte multă încredere de, de mici. Și uh -huh. n ai avut încotro, sincer, pentru că eu eram în America, Rebecca era tot în America, Bebe a crescut repede și el. Ai simțit vreodată că, era un, că ai trăit într-un regim militar? Cumva. Zi, zile la oameni, ai simțit că ai trăit într-un regim militar alături de mămicuța ta? Ah, cu o libertate controlată. Ah? Categoric. Categoric. <laughs> da, da. Și... <laughs> Categoric. Cu o libertate controlată? de Categoric. Mine. Categoric. Dar de ce întreb doamna Prodan, doamna Ana Maria Prodan, de ce mai întrebați, lăsați-o așa că știți cu ce o să răspundă? Toma ce zisese bine, a zis nu, domnule, că nu e ca mamele alea de, de sufocă. <laughs> da, da. Și uite, când eram mici poate nu înțelegeam de ce aveai stilul ăsta de a fi o mamă, dar uh, acum că am crescut toți vedem de ce și spre deosebire de alți copii pe care uh. îi cunoaștem și eu și tu, cred că noi am ieșit mult mai bine ca restul. Voi ați ieșit nu mult mai bine, voi ați ieșit uh, niște copii minunați Aha. și chiar aș vrea, vorbind cu foarte multă lume de-a lungul anilor, mă mândream cu faptul că... Toți copiii mei, în momentul în care veneau în vacanță în România, și aș vrea să o las pe Sara să vă povestească programul ei de copil de la vârsta de 14 ani. Doamne, ca pe vremea lui Nea Nicu, când prezentam uh, cincinalul, zi tu cât am scos la hectar. Uh, Lasă-mi las pe el să zică. Ziceți, tovarăși, tovarăși fermier, cât ați scos? Câte tone la hectare ați scos anul ăsta? Am să vă povestesc cu ce m-am mândrit cel mai mult în viața mea. Care a fost programul tău din ziua în care ai pus piciorul în Academia AMG și ai stat singură, singurică? Uf, programul, păi, antrenament la șapte. Dimineața? Până la vreo 10, 11, după weights, care e um, sală de forță, de la 11 la 12. Wait, sala de forță, băi, săracilor care sunteți voi. Bă, dar ce jilțurile astea? Scuze, îmi stă pe cap. Ce treacu jilțurile astea? De unde dracu le-ai luat din depozitul de la Versailles? De unde sunt jilțurile astea? Sunt și dalea proaste pe mama lor că de dalea vopsite cu spray de la la cutie, știi? Cu spray de la de aur. Pe jumate, lunch, școală. De școală seara aveam. După școală iarăși antrenament o oră, două, când ne ținea. Și programul ăsta e cum ar veni base programul Uh, general, dar după la facultate mult mai multe antrenamente, mult uh -huh. mai lungi câte 4-5-6 ore pe teren școală, după treia să merge acasă sau până uh, apoi la facultate să. aici ne zice, ca să înțelegeți prieteni, vă explic eu, ne zice cât de grea e viața cât de multă muncă a depus ea deși este o fată care a primit toate aceste lucruri, da, a trimis-o la cea mai bună facultate, da, ea n-a stat degeaba, ea a muncit guys, ați înțeles? ea a deci este exact la fel de bună ca tu, cel care muncești în trei schimburi ca să îți plătești chiria. Ați înțeles? Diferența este că ei deșteaptă și tu ești prost. Asta e de fapt. Să, sau până apoi la facultate să, să-ți faci temele, să te ajute, să te ajute un... Uh... Tutore. Da. Trebuie să și explici că în America, și am ales să, mm. să meargă în America, oricât de talentat ești, oricât de bun ești în sportul pe care îl faci. Da, e tărâmul celor liberi. Nu contează, fără școală. școală. Da. da, absolut. Fără școală, care școală costă 80.000 de dolari pe an. Fără școală nu poți nimic, bă, frate, în America. Să ne zică și cât costă școala pe an. Să ne zică și de toți aia din America care gen își fac credit pe viață doar ca să aibă o facultate ca să poată să muncească pe whatever. Un încăgat. Deci tu dai, whatever, acum depinde bineînțeles de școală, dar dai niște bani de ordinul zecilor mii de dolari pe an pentru educația ta în America. Ca asta puteți să vă uitați pe internet, nu vă zic eu, nu vă vorbesc din capul meu, sunt pur și simplu date și statistici. Deci tu dai pe școală pe an, da, niște zeci de mii de dolari, dar tu nu ajungi să faci aceleași zeci de mii de dolari în câmpul muncii decât după H -h -h -h. și asta mă refer la medie, nu mă refer la, da, cazuri excepționale. America, locul stărâmului libertății tărâmul libertății, prieteni. Trebuie să te legi de un credit doar ca să îți faci o facultate. Că nu ai notele respective la școală... Nu, nu poți să mai... joci, ești pedepsit... Ești scos din echipă, practic. La un extent, da. Dar... Da. <laughs> e, ok, uh, v-am zis, seamănă cu mine. Și are dreptate, în anii m-am domolit. Dar mm -hmm. înainte, la fel de agitate, eram și mă mișcam și dădeam cu mâinile peste tot. Um, Bine, um, după cum <laughs> știi, um, un picior puțin. Da, um, Sara a fost foarte încercată de viață și noi toți, și copiii mei, și eu, noi am primit niște lecții... Um, dure de la viață, niște încercări, le numim noi, ale vieții, de unde îmi place să cred și cred că v-ați dat seama am ieșit învingător și programul acesta draconic și um, duritatea mamei Ana Maria Prodan a fost venit dintr-o teamă uh, cumplită ca niciun copil al meu să nu fie cumva, în engleză, loser. Să nu trăiască pe banii mei, să nu stea cu mâna întinsă la mine, să nu doarmă până la ora 1-2 după masa mm. și să-mi colind de nopțile prin cluburi. Și uh, cu teama asta mi-am crescut copiii. În general, ce vedem acasă, noi asta facem și de asta sunt foarte mândră că mi-am crescut așa copiii pentru că azi mă uit la Sara și... Uh, Trăiește o viață pe care am trăit-o și eu își construiește singură un drum um, Și trăiește așa cu frica lui Dumnezeu Și cu frica părinților Și cu respect mm. față de părinți Tu ești mm -hmm. copilul cu gura cea mai mare Din... Uh... <gri> tu te-ai în gură Ca mare clanță ai Copila mea Bă, este copilul ei Care mie îmi place cel mai mult, sincer Final După foarte mulți ani În condițiile în care Erai cea mai bună Ai simțit că ești deja cea mai bună Că ești pe picioarele tale Nu... Vreau să mai zic ceva, scuze, înainte de orice, că a zis de chestia asta, domnule, loser, leu, copilul este loser. Acum, ok, sure, sunt uh, cazuri și cazuri, dar uh, cred că este important să nu catalogăm orice om care gen, whatever îmi vine în cap doar cazul ăla, știi, cu oameni care gen locuiesc cu părinții la 21 pic de ani sau, știi, adică este omul acela chiar un loser? Nu orice om care gen nu face zeci de mii de euro pe lună la 23 de ani este un loser, cu tot respectul. Ba chiar aș îndrăzni să spun că nici măcar orice om care nu face mii de euro pe lună la o vârstă așa de fragedă nu poate fi catalogat drept loser. Oricât de mult am vrea să credem uh, chestia asta, nene, nu vă spărățit, 15 lei o pâine, lasă-o morții de treabă, hai să fim o leacă mai înțelegători unii cu alții, nu? Și hai să ne ajutăm pentru că un copil, da, de 20 ceva de ani, un tânăr sau o tânără de 20 ceva de ani sau un embi, uh, un embi, la 20 ceva de ani, care uh, de exemplu, stă cu părinții și face 20 de milioane pe lună, dar din aia 20 de milioane mai bine de jumate îi economisește și după aia whatever face ceva cu banii aia după nu știu câți ani de stat așa, Cea persoană nu este un sau o loser sau luzăriță. Cea persoană nu este un loser sau o luzăriță. Nu vă mai poticniți în simboluri, că asta e problema. Întotdeauna toată lumea caută și asta e adevărul în societatea asta de căcat, că și asta. Scaunul ăsta, ce crezi tu? Că e un scaun ca și a plăcut ei scaunul ăsta? Nu, bineînțeles, este un simbol. E mai important pentru noi simbolurile, da? Scaunul, jilțul, poleit cu aura lui Ștefan cel Mare, până și independența pe care o ai la uh, uh, o vârstă de-asta, convențional considerată fi, ca fiind fragedă, da? Uh, dacă stai la 18 ani într-o garsonieră la care tu plătești chiria, aia iarăși este un simbol. Toate lucrurile astea, ele nu sunt... Ele nu sunt importante în sine. Ele în sine nu sunt importante. Ce este important, da, este ce e în sufletul tău în acest moment acum și ce faci în acest moment acum pentru viitorul tău. Este foarte posibil să fii pe un parcurs și să pară pentru oameni înguși la minte cu tot respectul, precum Ana Maria Prodan că ești un loser, dar tu, de fapt să fii pe un parcurs, ok? Cred că e important să avem chestia asta în vedere pentru, pentru starea noastră mentală. Pentru că văd din ce în ce mai multă lume nevrozată. Tot ce în jur tău e succes, nu știu ce, mea, brand personal, jilțu polit cu aur, Lambo, aia, Sixpack, nu știu ce. Și toți oamenii ăștia ajung să se simtă ca dracu și să facă decizii proaste. Nu mai, vedeți-vă de parcursul vostru. vedeți-vă de ale voastre, dragi prieteni. Lăsați-i pe oamenii ăștia. Pe, aș zice mai mult, am opiniile foarte puternice și după conformația ta și tu ai aceeași opinii foarte puternice, așa că mi-e greu să te fac să înțelegi unele chestii, pentru că la tine dacă cerul e roz, roz este. Și dar eu dacă ți-l spun că e albastru, nu mă nu crezi. E. Sau nu e, așa că... Atunci când găsești cuvintele respective și când argumentezi, îmi dau seama că se face albastru, că este un roz albastru. Nu? No? Nu. No. <laughs> nu. No. Spunem să... Ce awkward, cum arăți la cameră, mă, e The Office. Este literalmente The Office. Nu. No. <laughs> nu. <No. laughs> Spune-mi, Sara <laughs> Spune-mi acum, Sara Care sunt cele mai uh, Importante Cuvinte despre viață Care îți vin în minte Atunci când îți aduci aminte de mama? Ce ai învățat tu în toți anii ăștia Și ce îți răsună mereu în minte Măi, de ce se simte ca și când îi țin Un pistol la cap Se simte ca și când îi țin un pistol la cap Zi, zi Zi, zi trei lucruri care îți plac la mine Zi trei lucruri care îți plac la mine. Adică tu? Da. Eu sunt mama. Adică tu? Eu sunt mama. Nu, încă o dată, încă o dată, nu, 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 încă o dată, încă o dată momentul ăsta legat, vă rog eu. Despre viață care îți vin în minte atunci când îți aduce aminte de mama. Ce ai învățat tu în toți anii ăștia și ce îți răsună mereu în minte? Adică tu? Da, eu sunt mama. Hai că mai pe scurt trei Cuvinte să te descriu. Nu. Poți să pot să faci și chestia asta, aș fi curioasă. Ia, făi chestia asta. O să zic în engleză că nu știu. Okay. Adjective no. în română. Um, confident. Girl boss. Strong. Strong. Și drac! Și military. Și apă strawberry. <laughs> good enough. <gânt> <gânt> mă, place descrierea, este una pe care ți-o doresc să o urmezi și tu, cu copiii tăi. Vom vedea. Mă. O să vezi și tu cum e firea dracu' de copil, apă strawberry. O să vezi și tu cum e firea dracu' de copil. Îți o doresc să o urmezi și tu, cu copiii tăi. Da. Vom vedea. Mai până atunci. Ce-ți răsună în minte mm. când îți aduci aminte de mama? Asta întrebat mai devreme cu coană! Mai femeia asta e întreba mai devreme! Când vrei să faci ceva, când încep ceva, mie, de exemplu, eu când vreau să fac ceva, în secundaia aia când clipesc, îmi aduc aminte de mama mea și de tatăl meu și mi-aduc aminte cam ce mi-ar fi spus ei. Nu neapărat de ce ai fi spus tu, dar e, când tu vrei să faci un lucru, nu cred că te oprește nimeni. Și nu doar în, doar în lumea fotbalului. Cred că când ai tu o idee, nu te lași până când nu suni sută de persoane să-ți îndeplinești visul. Cred că chestia asta nu o să uit niciodată. Când vrei Perseverența. să faci ceva, Da, când vrei să faci ceva, se oprește lumea până când nu se face ce vrei tu să se facă. Și ți se pare o chestie ok? Adică ți-ai dori să fie așa? Tu, în viața ta, să poți să oprești lumea până lumea se face după chipul ce asemănarea ta? Normal. <laughs> de ce nu? Normal. De ce nu? Normal, de ce nu? Nu înțeleg de ce nu. Normal, mie mi-ar fi rușine. Mi-ar fi sincer, cu tot respectul, mi-ar fi rușine. Apropo, pe această cale vă anunț că am vorbit cu cei de la studiourile Ferentari ca luna viitoare până la urmă, că au fost niște probleme pentru luna asta, dar luna viitoare o să facem cu ei stream caritabil în locație de ziua mea, adică pe 16 ianuarie. Și pe această cale aș dori să vă amintesc despre acest episod. Pentru cine nu știe, de Ferentari este, nu-i așa, o școală de arte performative, un soi de after school, să zicem așa, pentru copiii din Ferentari. Pentru cine nu știe, cartierul Ferentari este unul din cele mai rău famate cartiere din București. Există o criminalitate acolo destul de mare, există pe date foarte mult consum de droguri. Este, nu-i așa, o zonă, să zicem, defavorizată din București și în zona asta defavorizată, țin să vă anunț dragă familie Prodan pe fiecare în parte, că sunt copii care se nasc nu cu capacitatea de a da la facultate în America la cea mai scumpă școală. Sunt copii care nici, nici nu visează nici măcar o secundă că o vrodată o să calce pe teritoriul american, vrodată ever, având în vedere condițiile materiale în care ei sunt forțați să se uh, uh, dezvolte. Sunt copii care se nasc acolo cu dependențe congenitale de heroină, pentru că mama era, Na. Și uh, tot, uh, că știți, astea la stimurile caritabile pe care le fac eu cu uh, studiourile Ferentari, cumva a devenit așa o tradiție, se întâmplă fiecare an, cam în aceeași perioadă, bla bla bla. A fost un moment când eram acolo, când erau copiii la curs și un copil a ieșit și a zis doamna învățătoare eu nu mai pot să mai stau la curs, plec acasă pentru că mama a cumpărat ouă și în familia noastră este o, este o sărbătoare când cumpără mama ouă ca să mâncăm ouă și nu nici nu vreau să mă gândesc ce. E, asta mi se pare foarte uh, important, să fim totuși cu picioarele pe pământ. Ok, am înțeles, toată lumea vrea să fie bogată, toată lumea vrea să aibă resurse, să poată să fie liberă, să facă ce vrea, să nu știu ce, dar eu măcar, știi, adică măcar minimul ăsta de... Mă, line, de, 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 de cum, nici nu știu cum să-i zic. Pentru că este față de acel copil care îi sărbătoare în familia lui când se mănâncă ouă, este o nesimțire cruntă. Să zici că a, se poate orice. Se poate orice. Trebuie doar să vrei. Se poate orice. A ta să poți să oprești lumea până lumea se face după chipul ce asemănarea ta? Normal. <laughs> de ce nu? Când am alți invitații, mi-este foarte ușor să, să vorbesc. Știu că este un podcast greu, de ce? Pentru că, probabil, sunt foarte multe lucruri pe care, astăzi, noi nu dorim să ni le amintim. Totuși, care au fost cele mai grele momente ale vieții tale? Pentru mine, personal sau toată familia? Pentru tine, personal, întâi și pentru toată familia. Căci, în familia asta, întotdeauna a fost despre noi toți. Um, pentru mine, cred că accidentările mele, um... Pentru mine, accentările astea pe care le-am al genunchi, nu pot să scap de ele, adică tot se întorc și tot mi se întâmplă chestia asta la, la picioare. Și, și cine te-a ajutat când ai avut probleme cu chestia asta la picioare? zic că n-a fost mămicuța ta. E, uh, nu știu, e, e ceva care încă nu am învățat să trăiesc, pentru că de mică n-am avut niciodată nimic. Am jucat cu mâinile rupte, cu întorse la gleznă, cu... Capul rupt, adică niciodată nu. Nu te-ai oprit, nimic nu te-a oprit. Da, da, dar acum cu accidentările, accidentările astea puțin mai uh, importante, să zic așa, mai grave, și că trebuie să mă opresc de atâta timp, cred că încă nu am învățat. Cu capul rupt, a zis? Cum adică cu capul rupt? Spart? Nu știu, mă rog. Sat cum să trăiesc ca un sportiv de performanță la nivelul ăsta, unde trebuie să te oprești și să te uiți puțin și să zici, ok, ce, care e alegerea care trebuie, să o, trebuie făcută acum ca să-ți revii 100%? Cum simte un sportiv de performanță când este în glorie și intervine o accidentare cum au fost ale tale și aș vrea să și spui câte accidentări ai avut și cât de repede ai revenit după fiecare? Mm. E foarte greu, mai ales că anul ăsta e primul meu sezon de Euroligă, e primul meu contract profesionalist, profesionist. profesionist. Um, da, am patru operații la, la genunchi. Um, patru operații în patru ani, adică o operație în fiecare an din 2019. Um, trei Aha. pe stângu, una pe dreptul. Am ambele mâini operate. Acum am și degetul rupt. Um, și asta toate din dragoste pentru sport. Da. Da, toate au fost la basket. Operațiile um, au fost. Vreau doar un minut. Tot, oricine vede materialul ăsta oriunde ar fi, whatever, vreau doar un minut să vă gândiți ce înseamnă pentru voi să vă rupeți. Uh, Doamne ferește! vreun membru. Nu așa ca idee să vă gândiți cam, bă, ce-ar însemna? E așa o problemă în viața mea sau e căcat? Grele. Uh, am avut niște momente cumplite. Uh, a avut... Uh, practic aș vrea să te să spui ce accidente ai avut. Trei uh, pe stângul, totul rupt în genunchi? Da, toate toate patru sunt ACL, MCL, MPFL, Fracturi la femur. Um, miocarii îmi rupe bugetul, zice cineva. Na, menisc, ambele colaterale și sunt toate refăcute acum. <laughs> și um, cu o forță incredibilă când nimeni nu-i mai dă de absolut nicio șansă. Sara s-a ridicat, a muncit de miliarde de ori mai mult decât orice sportiv la vârsta ei. De miliarde de ori, decât orice sportiv la vârsta ei, Sara a muncit de miliarde de ori mai mult decât, nu știu, David Popovici? Nu știu. Adică chiar așa? Ai, am înțeles, vere, am înțeles. E fica ta, e ok, Doamne ajută, dar gen... Mai trăim și alții bă nene pe lumea asta, cu tot respectul. Mai suntem și alții bă frate pe lumea asta. Nu vă spărați. David R. Popovici nu a avut capul rupt, da <laughs> În apă nu-ți rupi capul. <laughs> gen de operații, când, repet, nimeni nu dădea nicio șansă și ai revenit în lotul național, mm. ai jucat chiar în Congo. Um, mm. Noi am plâns de-am rupt și îmi vine și acum să plâng um, și nu vine să cred și mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare secundă pentru câtă forță a putut să să dească în acest copil. Și bani. Cum a fost revenirea pe teren, Sara, când ai muncit, ai stat în sala de forță practic non-stop um, și ai primit convocarea la lotul național după iară un an de pauză? Cum ai primit-o? Um, păi vara aia vara trecută, când hmm. terminam recuperarea și m-a sunat uh, federația și m au întrebat dacă sunt pregătită să să mă întorc și nu eram. Uh, mai aveam câteva săptămâni și oricum știam că nu nu mă simt pregătită. Au trecut câteva săptămâni și încă nu mă simțeam pregătită, dar Știam că e doar în capul meu și până la urmă m-am dus, m-am dus în Congo, m-am întors pe teren. Am avut un... Ți-a fost teamă? Da. Da, da, dar am avut un uh, turneu foarte bun, mult mai bun decât îmi imagineam. Um... Cum a fost grupul? Cum te-a primit grupul? Ah, fetele. Fetele de la lot uh, sunt mereu uh, fan. Mereu când mă întorc la lot e o experiență frumoasă cu fetele, toate sunt extraordinare și mereu mă așteaptă în fiecare an când mă întorc cu mâinile deschise și le iubesc pe toate și le mulțumesc că fără ele nu, nu am tranziția înapoi în jocul de basket. Pare rău, îmi pare rău, nu, îmi pare rău, știu că poate poate sunt uh, enervant, dar chestiile astea sunt adevărate. Acum, na, știu, poate sun eu ca o moară stricată, și, dar sunt lucruri adevărate. În același timp, în care noi trăim pe această planetă acum în momentul ăsta, as we speak, sunt copii în Congo care se intoxică cu uh, praful ăla de la cobalt pentru că muncesc în mină, pentru că Elon Musk are de făcut Tesla-uri ca să mergem noi cu ele, să devim, devenim neutri din punct de vedere al emisiilor de carbon, de, emisiilor de gaze cu efect de seră. Așa ca idee, numai așa ca idee. Atât de ușoară. Ai simțit vreodată în toată perioada asta care... Vezi că și ea a fost în Congo, a avut meci, ierei da. tale. răutatea și invidia celor din jur așa exprimată pe față, pentru faptul că tatăl tău este fost basketbalist, mama este... Ok, o întrebare rezonabilă, ia să vedem. Este o întrebare rezonabilă. În lumea sportului. Aha. Cred că copiii care erau ăia răi și care mereu spuneau că Sara e la lot din cauza lui mama, lui tata, deși tu nu aveai nicio legătură în ecuație cu lumea basketului, Cred că fetele alea nu au ajuns unde am ajuns noi. Fe și eu și fetele care au fost lângă mine și care și-au văzut de treabă și au muncit și au ajuns cel mai bune fete la clubul lor. Cred că distragerile astea mici au făcut și au arătat că fetele alea nu meritau să... Vrei Ii... să spui că răutatea, practic? Da, fetele alea rele au ajuns pe Fred's. <laughs> Oh, aleu. da, fetele alea n-au ajuns pentru că aveau problema asta de mentalitate, de hateri, erau hateri. Niciodată nu o să aducă nimic bun și invidia Aha. din potrivă, răutatea Aha. și invidia lor venea din faptul că nu erau la fel de bune ca tine. Exact, exact. Și uite, drept dovadă, de didn't make it. Adică el au rămas acolo da. jos sau chiar s-au lăsat. -au lăsat. Da. Și eu cu restul, încă jucăm. Care a fost... Uh... Da, ok, interesant. Nu, știi ce? Nu mai zic nimic. Știi ce? Las-o așa. Știi ce? Las. Um, nu știu, în cununarea carierei tale, când te-ai simțit cea mai importantă? Și câte oferte ai avut tu, un copil venit din România, chiar dacă ești cetățean american, um, tu la MG ai jucat pe pașaportul românesc. Nu? Uh, da. Um, deci erai privită ca o româncă. Câte... Um, asta o să spun eu: că erai faimoasa AMG-ului și că poza ta, și sunt foarte mândră, era mare, pusă în sala de basket ca unul dintre cele mai bune produse ale uh, acestei academii. Um, cum a luat și -a la diplomă de la Obama, nu? Cam în același fel. Aha. Da, unul chiar în istoria Academiei sunt uh, puțini care se pot lăuda cu așa ceva. Care a fost cel mai important moment pentru tine? Uh, în momentul în care ai avut prima convocare la lotul național, în momentul în care ai intrat și juc ai jucat în NCA, uh. în momentul în care uh, te-ai întors în Congo la echipa națională când nimeni nu-ți dădea nicio șansă, în momentul în care ai semnat cu Sepsi, care ți s-a părut cel mai emoționant moment al carierei tale? Măi, fata asta a fost la IMG, acolo pus așa și acum joacă la Sepsi. Fata asta, mândria AMG-ului, joacă la Sepsi. Sunt rău, îmi cer scuze. Sunt rău, îmi cer scuze, sunt rău. Nu, sunt eu rău, gata, îmi cer scuze, sunt eu rău. Eu sunt rău, guys, și sunt hater. Tale. Din lista pe care ai spus-o, toate sunt cum ar veni milestones din cariera mea. Dar dacă există un moment și nu cred că e un moment sau neapărat o un milestone, cred că e un timp când uh, eu, eu am fost la AMG toți anii mei de liceu și lumea nu știe cât de greu e să e, e foarte greu să ajungi în America, dar lumea nu știe cât de greu e să rămâi în America. De aici la sepsi. Ok, am înțeles. Ce are N-are nimica, n-are nimica. E doar că mi-aș fi închipuit că dacă a avut atâta succes în America, ar fi rămas să joace acolo, nu ar fi venit înapoi. Acum, na, cine știe, da, poate într-adevăr ne-a făcut și nou un serviciu. Azi, bă, săracilor, că vin eu să vă arăt vouă basket. Și mi-aduc aminte primul an în care am jucat la AMG, eram cea mai mică, eram clasa 9 și jucam cu fete de clasa 12 -a. Și... Uh... În primul meu an erau trei fete care acum sunt în NBA și uh, erau cele mai bune fete pe care le-am văzut vreodată, jucând, din lume. Adică nu văzusem niciodată așa ceva. Și... Eu eram acolo o fată de 30 de kg pe ea, înaltă slabă, fără forță mare. Fără forță, nu, nu știam ce se întâmplă, nu știam nimic din jur, ce se întâmplă în jurul meu. O era o echipă de 10 jucătoare care erau înalte, puternice la liceu, adică aveau dita mai mușchi pe ele. Mm, da. Și eu eram în echipă cu ele și am avut, bine, am avut parte de o antrenare care mi este ca o mamă, care care aia chiar. aia chiar mai iubit. Nu, ok, scuze. Ok, nu. Ce scuze. Uh, doamne, știu că, ok, pot să înțeleg că, așa, pur și simplu ca optică, pentru orice om care se uită la acest material, care a fost crescut de niște oameni cu frică de Dumnezeu în România, poate părea că sunt răutăcios. Dar, vă rog, credeți-mă, vă rog din tot sufletul meu să mă credeți. Că nu se poate, este imposibil ca niște oameni precum aceștia, care realizează doar pe fundalul unei avuții da? pentru care nu au muncit. Oamenii ăștia nu pot să vină în fața noastră să ne zică cât de mult au muncit ei și ce, domnule, ce așa. Pentru că oamenii ăștia au dus-o de o mie de ori mai ușor decât cei ca voi, de altfel, care chiar ați pornit de undeva de jos, care chiar, da, care chiar cu adevărat ați mers, ați făcut o facultate pe banii statului, dar după aia v-ați chinuit și v-ați plătit chiria așa ați ajuns. Până și cineva care lucrează în IT, cu tot respect. Până și cineva care lucrează în IT, da, v-am făcut săraci. Pare rău pare rău. Adevărul este că în comparație cu familia Prodan suntem cu toții ultimii săraci. Toți și eu și voi și toată lumea. Și toate familiile noastre. Sunt oameni până și ei care fac IT. Cu toții am avut, da? Cu toții cunoaștem pe cineva care activează în acest domeniu. Până și ei am mâncat așa. Au muncit mai cinstit și au ajuns undeva mai cinstit decât cineva care merge la cea mai bună facultate de educație fizică și sport din America, da? Doar așa că e mama și cu tata cu asta se ocupă. Cu tot respectul. Nu e vorba despre efortul fiecăruia, nu e vorba despre toate lucrurile astea, e vorba despre, din nou, un sistem profund bolnav care promovează mai departe doar puterea, da? care permite foarte puțin spațiu de manevră pentru cei care încearcă totuși să crească da? în statut și asta este adevărul și despre asta e realitatea. Din nou, eu nu zic chestiile astea ca să hateresc pe cine sau pe altcineva, pentru că pe Ana Maria Prodan și pe fica să le doare fix la fix în 14, Ca am zis eu nu știu ce. Eu nu zic în sensul ăsta, eu zic pentru cine are urechi să asculte, ca să zic așa, poate e cineva acolo care se uită la acești oameni și zic, a, păi eu sunt ultimul ratat. Vreau doar să zic că nu ești ultimul ratat, da? You're doing amazing și ești și tu parte din un proces și na, asta este. Dar nu spune nimic despre tine ca om, faptul că ai avut nenorocul să te naști într-o familie care nu e așa de bogată ca cea a Anii Mariei Prodan.